Bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În acest tutorial o să vă prezint o funcție interesantă din Windows 10 care ne permite să oprim afișarea notificărilor din sistemul de operare. Funcția se numește Focus Assist și este utilă atunci când lucrăm la calculator sau la laptop sau când susținem o prezentare PowerPoint. În acele momente, afișarea notificărilor pe desktop ne poate deranja și o să vedem cum putem opri aceste notificări cu funcția Focus Assist. Pentru a deschide Focus Assist, mergem pe Start, deschidem Settings, o să dăm click aici pe Sistem. Și în partea stângă găsim Focus Assist, dăm click. De bază, funcția este oprită, ceea ce înseamnă că notificările din Windows se vor afișa. Dacă alegem această funcție, Priority Only, avem posibilitatea să personalizăm de aici lista cu priorități pentru notificări. Dăm click. Iar aici putem alege ce aplicații se poată afișa notificări. De exemplu, pentru People putem adăuga contacte din aplicația de mail, Skype sau clientul de mesagerie. Dacă mergem mai jos, putem adăuga aplicațiile de la care dorim să primim notificări. Dăm click aici pe Add an App. Aici mai jos avem opțiunea Alarms Only. Dacă bifăm această opțiune, se vor ascunde toate notificările cu excepția alarmelor. Și mai jos avem câteva setări pentru a putea automatiza acest proces. Dacă dăm click pe această opțiune, haideți să o deschidem, dăm click pe ea și putem alege intervalul de timp în care să fie oprite notificările. La Start Time și End Time setați timpul, cât de des să se repete, Focus Level, aici la fel puteți alege Alarms Only sau Priority Only. Și dacă vreți să vedeți o notificare în Action Center, când Focus Assist este pornit, o să puteți face acest lucru dacă lăsați bifată această opțiune. Mai jos avem încă două opțiuni. Putem alege să lăsăm pornit Focus Assist în momentul în care avem un ecran suplimentar adăugat la calculator sau la laptop. De exemplu, dacă facem o prezentare PowerPoint, lăsăm bifat aici pe On și Focus Assist va fi activ. Sau putem să pornim Focus Assist atunci când jucăm un joc și nu vrem să fim deranjați de notificări. Dacă vrem să avem un cuprins cu notificările care au fost afișate cât timp Focus Assist a fost pornit, vom putea obține acest cuprins dacă lăsăm această opțiune bifată. Cam asta a fost pentru acest tutorial. Sper să vă fie utilă această funcție din Windows. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!